Bună, bună, dragii mei! După cum bine știți, data trecută am fost și am făcut cheia. Ei bine, astăzi ne întoarcem. Stai așa că am făcut o prostie acum. Trebuie să dau înapoi. Astăzi trebuie să deschidem altarul și să vedem ce găsim acolo. Ok. Eu am uitat că aici avem un trunchi de copac și nu o să putem intra înăuntru. Am apăsat, m-am grăbit un pic. Deci am ajuns înapoi de unde am plecat data trecută, ca să spun așa. Avem cheia. Deschidem altarul să vedem ce ne rezervă toată treaba asta. Ok. You are haunted by seven demons. I'm afraid the cruel and early embrace of death has greeted them unbaptized. You need to place their hearts on this altar to put them to rest. I also need the skull of a saint. I advise you to search for a book of rituals in your library. It will help you when you have to face them. Seven hearts and the skull of a saint? Și craniul unui sfânt. Șapte inimi și craniul unui sfânt. Ideea e că trebuie să intru în librărie. Eastern rituals for banishing the devil. Years ago, I traveled to Transylvania. There, the townsfolk had a peculiar way of dealing with the ghosts of unbaptized children. They would take the body out of its tomb and bring it to the crossroads. Then, they would drive a wooden stake through its heart. Others would perform even more terrifying acts. Some would burn the corpses and would make coffee from their ashes. But why am I pondering upon matters such as these when God is nonetheless beside me? I shall play by his rules, for I am no witch doctor. Correct. Da, va trebui să mergem în librărie să căutăm acolo ceva informații, o carte, ceva care să ne... care să ne învețe practic cum să facem, cum să luptăm cu demonii. Practic trebuie să, cum le spunem ăla ăștia care se fac cantații sau nu, mă, cum le spunem, exorcizări, mă, da? Trebuie să facem exorcizări, aparent trebuie să știm cum să le facem. Așa că was a mistake. Now I can clearly see David was not possessed. That was only in my mind. He would often ramble about mysticism, about after death, about eternity, about things I couldn't comprehend at that time. I took this as a sign of demonic possession. What child in the world speaks Hebrew at such an early age? He would preach the gospel to the children from the orphanage. He would then go to church in the middle of the night and would stay there, crying for hours and hours. I followed him one night. He kept on praying, God have mercy on me, O God have mercy on me. I thought that he needed help, that he was tormented by demons. I never considered that those could have been signs of his holiness. Ce greu se închide ușa. Stam închisă, așa. Bun. Hai să vedem. În librărie avem treaba, să știți. Băi, aici eu încă mai am probleme. Voi știți asta? A? Ba nu, fie antenă că merge. Okay. I still love you. Do you remember how we met? 6 years ago, at an exhibition of paintings depicting St. Francis. I was in mourning at the time. You noticed me. You approached me, seeing that I was upset and dressed in black. You, a stranger, approached me in an art gallery and comforted me. Who would have done that?
I started crying. You wiped my tears away with a white handkerchief. I felt something I could not describe. I was in love for the first time. You told me that you lived your life in vain until the day you discovered God. Wounded as I was, I fell prey to love. But I never thought you would put your love for God above me. I still love you. But it doesn't matter anymore. Interessant. Ok. Mai poate face ceva aici? Aparent nu deocamdată, dar cred că o să mai găsesc înregistrări. Bun. Hai să intrăm în librărie. Ia uite, bă, asta iar e aici, au. Bă, frate, ioi. Libelule, ce sunt astea? Băi, copile, băi, dar tu peste tot ești omule, o. Bine, nu pot să spun că ești om, că nu ești om. That of good. Mă uit pe aici să văd să nu fie ceva care să mă intereseze și să omit. Ceașcă de cafea. Curios sau nu? Eu chiar nu știu ce trebuie să fac pe aici. Nu mi-a dat nici un fel de informație. Mi-a zis... Oh! Ce-i asta, mă? Nu mă lasă, mă! Nu mă lasă libelulele astea să ajung acolo. Ești nebun? Nu cred că nu mă lasă. Păi și cum procedăm? Aha. Gata, mă. Am înțeles, mă. Ia uite, mă. Mergem cu tămâie și cu o lumânare și se dau la o parte, mă. Ăsta e diavolul, mă, care nu ne lasă, mă. Mamă, mi s-a ridicat iarăși părul pe mine. Ești nebun la cap. Aaaa, păi stai mă că le aprindem noi pe toate atunci. Stai așa, aici nu avem. Aici avem. Ok. Bun. Mai avem și aici și aici. Le aprindem pe toate să fim siguri că ne lasă în pace. Uite că dispar astea, vezi? Ia uite, au dispărut. Mai avem în partea asta aici. Păi stai mă, fratele meu, că vă rezolv eu pe toate acum. Ia. În gâniile astea. The only thing I kept after I renounced the darkness of my thoughts and converted... I'm not sure why, but it makes me think of my earlier beliefs and how I've changed, as though there were two of us in one body, a pure and an evil side. Okay. Ceva trebuie să găsesc pe aici. So this is how the ghosts of the unbaptized children want to drive me mad. You stand no chance, Satan. I believe in God and he is my savior. Do you hear me? Asta zici că e bol, bă, fra. Could this mean that the seven missing children are in fact victims of cholera? I knew I couldn't be guilty. I'll call the radio station right now.
They deserve to know the truth before it's too late. Deci eu acum ar trebui să mă duc la telefon și să sun. Ah, telefonul ăia, am și aici telefon. Bun, și cartea cum a intrat în omul acolo? One night, when the northern lights could be seen clearly in the night sky, I took this dagger and slit the throat of a lamb. A memory I am ashamed of now. E spart ăsta, de asta a intrat acolo. Ok. Și ăsta? Și ăsta ce mai e, fratele, părinte? În fine, stai să sunăm. Uitați-vă ce scrie pe radio în dreapta. Radio Baba Cluanța. Băi, ești nebun. Bucharest, Sweden, Belgrad. What the fuck? Good evening, sir. Good evening, caller. This is Father Abraham Marcus from St. Mary's. God heavens, the killer priest, the child murderer himself. Yes. Silence your lying tongue. You know as well as I do that those children didn't go missing. They died of cholera. Stop turning people against me with false claims. Why are you all trying to crucify me by connecting me to their deaths? Father, please, listen. We don't care if you killed them or not. We're particularly interested in that poor little altar boy, David. What did you do with him? Hmm? Please, do tell. Enough of this madness. They're acting like demons as well, like wild beasts. I shall linger no more. The ritual book, where is it? Nu interesează decât de David. Ci că cartea unde e? Păi asta e cartea, de ce nu e ea? Dar nu e aia. Eu caut acum, caru cu fân acum. Caut o carte, dar... Apare nu știu unde e cartea aia. Băi, ești nebun? Păi nu e asta cartea, mă? Doamne, nu cred. Asta e, mergem în spate să vedem. What the hell? Parcă era din cu acesta. Uite cartea. Nu e asta. Bă, dar ce caută ăla? Tot se mută, bă. You don't scare me. Do you understand? I'm only object. What harm could I bring? I know where you can find the book, but for this you must sign the blood pact on the shelf right here. Cum adică să semneze un păcat? Ce-s nebun? In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. This is not what I must have done. Doamne, că urât mai fac demoni ăștia, bă. Ia uite. Ha? Nu te cred. On the table. Păi, on the table? Unde-i? Masă? Pe masă aici? Sau dincolo? Ah. Ok. On the glass case. Glass case.
Ah, corect. Acum mi-am dat seama. Știam ce înseamnă glas, dar și case, dar nu făceam legătura. Ok, hai să vedem. In your hand. Ah! Oh, shit. Deci până la urmă am făcut pactul ăsta de sânge. Nu te cred, cheia era în mâna mea. Bă, dă-te, mă, de aici. Doamne! The book David told me about. Now, I should go down to the crypt. I hope the gates of the old cemetery is open. Deci, poarta de la cimitir. Pe poarta de la cimitir era deschisă parcă. Parcă. Ok. Ia să vedem. S-au mai pus icoane aici? S-au mai pus icoane? Ia uite, ia uite. Trebuie să mai găsim icoane oricum. 2, 4, 7 și mai e una acolo, 8. Opa, ce e aici? Welcome. This place was my home for a long time. We are holding a tea party on the nearby island. We can't start until everyone is present. My brother Alexander was left behind, locked inside his bedroom. Can you open the doors and call him? Of course. Uite, mă, câți copii aici. Îmbrăcați, uite, mă, cu tricolor la brâu. Îmbrăcați cu haine. Ok. Dar de ce vă țineți de mine, nu înțeleg? Copilași. Ce chestie. Deschidem ușa. Iarăși ne-a dus în altă lume. Ce este? Ok. My God, this place, it's alive. All grown-ups were once children, but only few of them remember it. Sunteți niște păpuși. A, iară facem experimente pe bune? Iar? Nu ne lasă. Dar de ce facem iar experimente? Bun, hai să intrăm. În care? Ia uite, mă, sobă de teracotă, mă. A, bravo, mă. Mă ligă, ia uite, mă, nu te cred așa ceva. Thank you for visiting me every week and bringing me apple pies. Alexander is not feeling well these days, but he will regain his strength. Today we discovered a new formula that can bring back to life any dead flowers. Can you believe it? I love you, Mom. Ce? Stai. Pot să iau, nu pot să iau. Dar fii atent că avem o măligă, ești nebun? Băi, băiatule, băi. S-au gândit la toate, bă, băieții ăștia, mă.
Băi, ideea e că cum, vedeți, cum, uite, sunt copii nou, cum deschid, gata, nu mai e nimeni. Stai un pic, aici iarăși fac experiment, aici e alt experiment, acolo alt experiment. Stai așa să... Aaa, deci poți să intru și... Uite, altă păpușă aici. Ar trebui să mă uit un pic. Ce chestie, uite. Doamne, da. Ok. Da. Today something special happened. A woman and her husband came to the orphanage, looking to adopt a child. She was very beautiful, with long dark hair, and he was tall and charming. They both looked like wealthy people. The monks gave them David, the wisest child in the orphanage. Deci David a fost înfiat, de fapt. Ok. Carte de rugăciune, uite. Aici iarăși trebuie să facem ceva. Experimente. Și totuși, unele lucruri nu se leagă. Hai că vedem noi imediat. Hai să intrăm și aici. Păi, Doamne, ce... Ce chestie. Uite, e Alexandru acolo. Hai așa să mai căutăm pe aici. Peste tot, zici că e laborator aici, de fapt. Că am mai găsit o poză aici. Dear Mom, this is the first letter I am writing to you. I am so happy here. I would never live this place. I am always playing with the other children. Yesterday we found a new magic formula that can change the color of the flowers. I love you, Mom. Ia auzi, mă. Mia Alexander. Ok, deși Alexander... Practic e la orfelinat. Stai așa, Alexander, că imediat vin la tine puile. A, nu pot să mai deschid ușile. You know, this okay. Isn't funny. It's just a game. Go ahead. Ce, că e doar un joc? Păi cum adică e doar un joc? No. Ce-am făcut? It seems you're beginning to understand. It was just another test. Now you need to find 7 toys and bring them to me. In exchange, I will give you the names of the 7 children you need to find. The dolls are all scattered inside the house. Păi am găsit deja niște păpuși, puștule. Îmi mai trebuie una. O singură păpușă mai trebuie. Și ar fi ideal dacă m-ai ajuta să o găsesc. Nu știu de ce, dar am impresia că... Îți bagi joc de mine. Și mie nu-mi place. Să știi. Tot ne lasă să intrăm aici. M-am mai uit odată pe aici. Aparent nu e. Aici nu e. De cealaltă păpușă.
te cred așa ceva. Bă, unii mă, cealaltă păpușă. Incredibil. Bun. Ideea e că nu mă lipesc deloc. S-ar putea să nu fie aici înăuntru. M-am uitat peste tot. Mai trebuie o singură păpușă. Op. Aha. Ia să vedem. Ah, doar icoana. N-are nimic, e bună și icoana. E bună și icoana. Dar mai trebuie o păpușă. Avem o căruță în spate acolo, ne uităm și în căruță. Ok. N-am cum să nu o găsesc. Îmi dau tot interesul. Ce asta? A, o altă icoană. Ok, la asta nu mă așteptam. Dar mie mai trebuie o păpușă. Nu te cred așa ceva. Unde găsesc păpușa cealaltă? Totuși nu înțeleg de ce avem noi cavourile astea aici. Încă caut păpușa. Deci chestie, uite-te și tu. Și deschid poarta, nu mai e la fel, aceeași chestie. Bă, unde-i mă păpușa cealaltă? Nu te cred așa ceva, mă copii, unde-i mă păpușa? Mamă, nu pot să cred așa ceva. Să fie tot în casă, dar am fost în casă și nu era nimic. Adică am căutat peste tot. Unde să mai caut? Mă uit odată, bă, iau la rând așa frumos, elegant, mă uit peste tot. Chidem-o așa. Intru peste tot și mă uit atent. Nu te cred așa ceva. E clar că aici nu avem treabă. Bun. Mergem acelea. Nimic, nimic, nimic. Nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm. Bă. Pe bune dacă găsesc păpușa aia. Pe bune dacă o găsesc.
Mă depășește. De ce aici nu e? Clar. Singura soluție este să găsim în partea aialaltă. Hai să mai vedem aici. Nu ne-am uitat atenți. Aici nu pot să ies. Bă, deci nu văd păpușa cealaltă. E ultima păpușă. Unde e? Unde e? Nu pot să cred. Nu pot să plec de aici dacă nu găsesc păpușa aceea. Ce e o bufniță? Ce bufniță e urât? Da, sincer să fiu, mă lasă mască. Efectiv, nu găsesc păpușa. M-a pus de căutat pe dulapuri, dar bine, tot m-am uitat pe dulapuri pe asta, nu, nimic nu se deschidea. Aha, aici îmi erai fițar moaca de râs. Băi, băiatule, băi, uite-te și tu cât m-am chinuit. Deschide ușa. Turcii mă înconjor, rănile mă dor. Ok. Și acum ar trebui, cred că, să plec de aici, nu? Plus că am mai găsit și două icoane. Ia să vedem ce ne rezervă viitorul. Uite, mai avem două icoane de găsit. Două icoane mai avem și suntem pe cai mari. A? Ne lasă să mergem în partea asta? Ne lasă, aparent. Nu știu dacă chiar asta ar fi trebuit să facem. Dar oricum, nu cred că avem altă soluție. Dragii mei, ne oprim aici astăzi. O să continuăm data viitoare. Așa că rămâneți alături de mine. Nu uitați de like, nu uitați de share și bineînțeles să vă abonați. La revedere! Numai bine!